Cum îți influențează viața un simplu stilou? Mai mulți oameni ai muncii cu scrisul dintre aceia care au schimbat sapa în condei și paharul în călimară, sau invers, mă rog, mă întreabă destul de des ce înseamnă senior editor, cum scriu eu la prezentarea materialelor atunci când semnez, sau pun degetul după caz. Azi poți să scrii ce vrei și cum vrei, că oricum nu te contrazice nimeni, că cine se mai pricepe astăzi la ortografie sau gramatică, că tautologia evident este intenționată, că am vrut să văd dacă s-a prins cineva de tautologie, dar evident că nu s-a prins nimeni. Mie mi-a spus un călugăr să semnez senior editor, că și el semnează senior duhovnic și de când semnează așa, prețul acatistelor s-a dublat. Am crezut că o să mi se mărească și mie leafa, dar se pare că am sperat degeaba. Vorba unei doamne de pe strada Maxim Gorki, care s-a aciuat acum prin Italia. Asta nu ți-o cheamă. Avea o vorbă despre speranța deșartă. Sperma ta, sperma ta, dar degeaba speri. Și acum să vă lămuresc lucrurile cum am vrut eu să fac de la început. Eu scriu cu stilou ca în secolul trecut și m-am mirat cumplit când un invitat la emisiunii parlamentar, bag seama, a văzut stiloul meu pe masă și l-a întors mirat pe toate părțile, neștiind ce poate fi dracovenia aceea verde. Când s-a lămurit despre ce e vorba, a fost deziluzionat cumplit și mi-a spus că el semnează cu un pix personalizat, cu numele lui August, doctor inginer XX1, Papalete. XX1, că acest semn l-a făcut pe dânsul doctor în științe, chiar dacă nu știe bine alfabetul. Dar cine se mai împiedică de asemenea mărunțișuri? Deci eu scriu că și meditez materialele de presă, de aceea sunt poriclit editor. Iar senior pentru că am o vârstă matusalemică care îmi permite să mă intitulez așa, precum ăla din Vacanța Mare, care zicea mă intitulez Dumitru. Iar eu mă intitulez senior editor. Dar am avut și o surpriză la o emisiune la care era invitat Rareș Bogdan. L-am văzut cum mi s-au umezit ochii când a observat această banală sculă de scris și mi-a spus că a avut și el un stilou identic cu care a scris toată facultatea. I-am prezis atunci un sincer succes în viață și politică, motiv pentru care ieri a fost ales prim vicepreședinte la PNL. Mișto, nu? Noapte bună!